Salut, eu sunt Vicu și astăzi în laboratorul Darwin îți prezint Feedly, aplicația care te va ține la curent cu noutățile care te interesează într-un mod mai frumos, mai ușor și mai comod de împărțit cu prietenii. Feedly este o nouă metodă prin care vei putea fi la curent cu cele mai noi știri de pe site-urile tale preferate, cele mai interesante bloguri și reviste online. Să vedem un exemplu. Ce faci tu când vrei să citești ceva ce te interesează? Deschizi browserul, deschizi vreo 5 site-uri, de la fiecare site mai deschizi aparte încă vreo 5 articole, pe lângă ele deja sunt deschise Facebook-ul și Adnaclastic și începi să te încălcești prin între toate ferestrele. Dintr-una, în genere, începe să cânte muzică și nu mai înțelegi care și de unde vine. Ei bine, Feedly îți permite să vezi tot ce te interesează într-un singur loc, pe un singur ecran, indiferent smartphone, tabletă, laptop. Când deschizi aplicația pentru prima dată, ai două metode prin care poți să înțelegi ceea ce vrei să citești. Există categorii ca business, jocuri, fotografie, design. Acestea îți vor oferi toate site-urile populare pe care te poți informa. Dacă nu ai nevoie de sugestii și știi din start ce vrei să cauți, pur și simplu tapezi numele portalului de știri sau a blogului pe care vrei să-l urmărești. Sub numele său vei putea vedea câți abonați are, așa că vei ști care este cel mai popular. Iar pentru a descoperi content nou, poți utiliza tagurile care îți vor arăta site-uri similare celor pe care le-ai ales. După ce găsești site-ul pe care te interesează, apeși plus și îți poți grupa sursele pe categorii. Navigarea în aplicație se face prin swipe-uri. Făcând un swipe în dreapta, poți vedea domeniile pe care le-ai creat deja. Poți alege afișarea tuturor știrilor, afișarea unei categorii sau doar a unui site. Navigarea prin articole se face prin swipe-uri de jos în sus. Apropo, pentru a nu te pierde în sutele de știri, fiecare știre citită va fi evidențiată cu un fond gri. Pentru a marca toate știrile ca fiind citite, faci un swipe mai lung în stânga. Dacă doar una, atunci unul mai scurt. Tot la capitolul comoditate, Feedly îți permite afișarea articolelor în diferite moduri. Doar cu titluri, sub formă de listă, sub formă de revistă, ori prin cartoane. Deja vezi tu care ți este mai comod. Iar pentru a nu obosi ochii și a economisi bateria telefonului, există și regimul Night Mode. Este de lăudat și integrarea altor aplicații în Feedly. Astfel, deschizând un articol, îl poți posta imediat pe Facebook, îl poți trimite pe e-mail, Twitter și pe o mulțime de alte aplicații pe care le ai deja instalate. Sau, dacă nu ai timp, poți salva articolul pe mai târziu printr-un long press pe acesta. Pentru a ușura citirea articolelor, aplicația va afișa doar contentul de care este nevoie, fără o grămadă de pop-up-uri și publicitate. Totuși, Feedly nu este doar o simplă aplicație, ci un întreg serviciu care se sincronizează între toate device-urile tale pentru a nu citi de mai multe ori același articol. Așa că deschizi aplicația de pe tabletă când te ridici din pat, apoi continui cititul pe smartphone atunci când ești în drum spre serviciu și, în final, pe calculatorul de la birou. Apropo, pe versiunea desktop, navigarea prin articole se poate face doar prin câteva butoane. Apăsând tasta G, mergi la următorul articol. V pentru a deschide site-ul surse și S pentru a salva mai târziu. În concluzie, dacă vrei să navighezi printre știrile tale comod, rapid și nu în ultimul rând frumos, fără a te încălci în zeci de ferestre ale browserului, atunci Feedly este pentru tine. Aplicația poate fi downloadată gratuit atât din App Store cât și din Google Play. Iar pentru a avea acces de pe desktop, accesați www.feedly.com. Acesta a fost review-ul aplicației Feedly. Nu uita să te abonezi la canalul nostru, să dai un like acolo la video, dar și pe pagina noastră de Facebook. Pentru sugestii există secțiunea comentarii. Cu voi a fost Vicu. Pe curând!